Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! Cafeaua de dimineață, știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. După emisiunea de ieri am avut destule reacții vis-a-vis de ce am discutat înainte de venirea prefectului de Neamț, 2-1, cum spuneam, George Lazar, președinte PNL și prefect al județului. Ne-au sunat mai mulți domni din oraș, domni și doamne, să-și declare mulțumirea, cu ghilimele, față de activitatea societății numite PubliServ în anumite zone. De asemenea, au fost mai mulți oameni care au sunat să ne invite în diverse locuri din oraș ca să vedem cât de frumos evoluează acesta. Închidem paranteza și trecem la emisiunea de astăzi, după politică și administrație. Astăzi vreau să discutăm un pic despre învățământ. Nu de alta, dar ne aflăm în data de 17 august, acum și că începe anul nou școlar, și sunt multe lucruri care teoretic, ar trebui să se schimbe și să ne intereseze. Suntem în plină perioadă de bacalaureat, etapa a doua a bacalaureatului. Au avut loc examenele de titularizare, ce au mai fi fost în vara asta, și ne pregătim să mergem la școală. Am avut declarațiile ministrului, școala va începe în format fizic, erau niște declarații foarte ferme, ele se nuanțează pe măsură ce se apropie congresul PNL, se apropie începutul anului școlar și devine tot mai, îmi cer scuze, da, prea se aglomerează lucrurile în aceleași date, se nuanțează pe măsură ce unii spun că vine valul 4, alții spun că vine valul schimbărilor. Deci, despre toate acestea, cu Mihai Obreja, inspector școlar general Neamț. Bună dimineața, domnule Obreja. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitația la cafeaua de dimineață. Domnul general, eu zic să începem abrupt. Citeam aseară, că n-am avut timp, seara mai citim, că nu prea mai avem, o declarație foarte drăguță a ministrului Câmpeanu. Și că numirea politică în funcție de director de școală sau inspector școlar garantez că nu va mai fi. Îmi place și frazarea, ca să spun așa, dar garantează că nu va mai fi. Argumentul ministrului, componența comisiei de interviu la concursul de directori. Ce ziceți dumneavoastră despre chestia asta? Eu, cu garanțiile astea că nu vor mai fi numiri politice, cred că m-am obișnuit de prin 1991-2, cam așa, tot am auzit că nu va mai fi și întotdeauna nu știu cum naiba s-a întâmplat, că a fost. Da, la inspectorii generali, e normal să fie. Aproape că este normal. Eu, dacă aș fi într-o echipă de lucru care să genereze proiecte legislative privind organizarea sistemului de învățământ, aici aș fi foarte clar, inspectorul general să aibă un mandat egal cu durata guvernării. Da? Că este un an, doi ani, pentru că el prin lege este obligat astăzi să aplice în teritoriul politicile guvernului în domeniul educației. Deci, cred că aici lucrurile greu vor putea fi schimbate, chiar și prin concurs. Pentru că, vedeți, există în mentalul colectiv deja sădit foarte bine acest lucru, adică cei care conduc, care sunt pe funcții de conducere la deconcentrate, aparțin unui partid politic și de aceea unii și ezită să se înscrie la concurs. O să ajungem la concurs, probabil
anul viitor la inspector și inspector general, directori la casele corpului didactic. La directori, însă, și eu sunt de acord că așa ar trebui, de școlile să nu fie politizate, poate în sensul în care directorul să nu facă politica unui anumit partid în școală. Cu asta nu sunt de acord. În spațiul școlar, practic, cei care administrează, care conduc școala, și mă refer la director, la Consiliul de Administrație, trebuie să fie preocupați de politica școlii respective. De a pune în practică strategia cu care acel director a câștigat, de altfel, un concurs. Cred că domnul ministru s-a referit aici, afirmând că nu va mai fi politizată conducerea școlii, la faptul că acea comisie de evaluare a probei scrise și a interviului are în componența sa doi profesori care vor fi aleși de Consiliul Profesoral. Și eu cel puțin pot să prezum asta, deci buna intenție, buna credință a Consiliului Profesoral, de a avea în comisii doi profesori care cu adevărat să reprezinte interesele școlii. Profesori care cunosc poate cel mai bine evoluția, mediul școlar, cei care poate sunt cel mai aproape și mai implicați în realizările școlii respective. Este într-adevăr și un reprezentant al Consiliului Local acolo, care, vrem sau nu vrem, aparține unui partid politic. Și aparține majorității din Consiliul Local din acel moment. Da, bine, ei vor fi stabiliți acești reprezentanți în comisii prin hotărâre de Consiliul Local. Și aparține majorității de acolo. E clar că majoritatea respectivă își va desemna prioritar reprezentanți în aceste comisii. Este apoi un inspector școlar, care de altfel este și președintele comisiei, și acel reprezentant al companiilor mici, mijlocii, mari, sau din domeniul resurselor umane, sau chiar de la o companie specializată în recrutarea și dezvoltarea resurselor umane, sau din mediul universitar. Deci, una peste alta, dacă vorbim așa, argumentul cu comisia că este, garantează neimplicarea politicului, nu este deci un argument valabil. Dacă sau rămâne în picioare dacă facem abstracții de unul dintre cei reprezentanți în comisie, adică consilierul local sau reprezentantul primarului, și acolo se spune clar că este un reprezentant al. De asta vă spun că e un pic mai complicat, părerea mea. Dar asta e. Bun, până la concurs, noi am dat știrea cu calendarul concursului, sunteți obligați în perioada următoare să prelungiți niște mandate. Nu e vorba de prelungirea mandatului. Nu de prelungire, practic la 31 august, toți directorii din județul Neamț nu mai au detașare în interesul învățământului, fie în urma unui concurs, fie în urma unei decizii a inspectorului general. Și atunci suntem obligați în perioada imediat următoare să detașăm în interesul învățământului pe funcția de director cadre didactice din unitățile respective sau, dacă nu identificăm acolo, putem nominaliza și din alte instituții, alte unități de învățământ. La nivelul județului Neamț avem 137 de unități școlare cu personalitate juridică, deci 137 de directori. Nu intră aici cei de la Conexie, care sunt într-un fel în subordinea inspectoratului școlar, și 58 de directori adjuncți. Deci aveți descris, ca să zic așa, da, destul de multe. Da, cei mai mulți vor rămâne în continuare, deci vor primi detașare în interesul învățământului. Sunt care și-au exprimat deja, nu le-a cerut nimeni, dar ei și-au exprimat deja o opțiune, nu doresc să continue de la 1 septembrie. Sunt directori cărora noi le-am acordat credit anul trecut, i-am detașat și nu
nu au răspuns și mă refer strict la ceea ce înseamnă administrarea școlii respective. Deci așteptările au fost mai mari, realizările mai mici. Deci vor fi niște schimbări. Deci vor fi niște schimbări, dar dacă ar fi să facem un procent, 10%? Nu știu, 15%. E posibil să fie 10-15%. Am văzut că și inspector general doar au fost, cred că a dat domnul ministru aici un număr absolut, deci nu procent, până în 10, a zis inspector, care au fost schimbați pe diferite motive. A, bine, acum au fost examene. 10 sau din 42, bine, dacă îi punem și pe cei de la sectoarele așa, înseamnă aproape 20%. Da? Și când vom ști? Eu sper ca să parcurgem toate procedurile cel târziu, să zic, vineri, adică să avem luni un comunicat de presă. Un comunicat de presă cu schimbările? Da. Cu tot ce înseamnă nominalizări. Și asta se referă atât la ca director, cât și la directori adjunți. Și director și directori adjunți și inclusiv la conexii, mai puțin directorul la Casa Corpului Didactic, care este numit prin ordine de ministru, și cei trei inspectori generali. Da, bun. Acum, haideți să vedem. Ne-am lămurit cu directorii, vom ști de vineri încolo, cel mai probabil. Da, e un concurs în urma căruia eu așa mi-aș dori să avem o stabilitate pe o durată de 4 ani. Ei practic vor intra... Cu cine vor semna ei contractul? Cu cine vor semna contractul? Contractul acesta de management îl vor semna tot cu inspectoratul școlar. Deci exact ca și la concursul anterior, listele acestea vor fi aprobate, avizate de minister, dar contractul se încheie aici. De altfel, noi, înainte de concurs, suntem obligați să stabilim și fișa postului, pornind de la fișa cadrului publicată în metodologie, în monitor oficial, și trebuie să o și adaptăm, că există și un specific al unor unități de învățământ care trebuie să se regăsească în fișa postului. Bun. Am înțeles. Director vom avea din anul viitor. Din ianuarie, da. Din ianuarie. Se finalizează în prima parte a lunii decembrie, cred că în prima treime, în prima decadă. Și din ianuarie vom avea, deci director cu noi, al doilea semestru, vom avea director. Care practic intră pe funcții la mijlocul, mă rog, aproape de mijlocul anului școlar. Da, dar eu vă spun că nu sunt probleme mari. Știu, cunosc foarte bine dezbaterea aceasta în presă cu schimbările. Dar nu e dezbatere, e o întrebare simplă. Da, nu, dar e și o dezbatere și așa, generată de obicei în momentele acestea, deci în care se dau aceste detașări. Școala nu suferă, că nu stă până la urmă într-un singur om. Dacă noi suntem corecți, școala este condusă de director și Consiliul de Administrație al școlii respective. Exact cum orașul este condus de Consiliul Local și Primar. Aveți și aici dreptate. Exact aveți la fel. Dreptate. Adică Consiliul de Administrație, dar dacă nu există interese absconse, face ce spune directorul. Domnul, nu directorul face ce spune Consiliul de Administrație. Directorul are într-adevăr un rol deosebit în a-și alege cel puțin o parte din Consiliul de Administrație și mă refer la profesori, da? Ca o normă de reprezentare profesorii. Profesorii aceia sunt aleși de către Consiliul Profesoral și atunci, dacă lucrurile sunt tratate cu seriozitate, este ok. Dar dacă directorul ține neapărat să-și aducă niște oameni în Consiliul de Administrație, dar cu bune intenții, eu zic că nu este rău să-ți aduci în Consiliul de Administrație oameni pe care să te bazezi pentru ceea ce înseamnă lucru bine făcut într-o școală. Da? Niciodată buna credință nu este rea. Problema este cum funcționează sistemul. Pentru că altfel, dacă ți aduci în Consiliul de Administrație oameni profesori și inclusiv părinți, da? Pentru că și aici, să nu fim chiar naivi, părinții aceia ajung acolo, reprezentanții părinților în Consiliul de Administrație, nu întotdeauna chiar direct prin votul membrilor asociației respective. Probabil tot directorul își dorește să aibă un reprezentant. Păi, știți cum este, extrapolăm, mergem de la învățământ, mergem în administrație. Dacă eu vreau să pun director pe un nei ca nimeni
și eu sunt primar și îl vreau pe Nei ca nimeni director, pentru că am lipit afișe împreună și ne-am bălăcărit împreună prin, pe unde am putut, păi îl pun pe ăla director, chiar dacă habar n-are despre ce este vorba. Exact. Dar cine procedează așa, domnul Bălănescu? Și cine procedează așa? Nu. Cine procedează așa, și mă refer și la administrație, până la urmă suportă într-un fel sau altul consecințele. Pentru că oamenii recunosc imediat când ai promovat oameni care nu sunt de calitate, care nu au pregătirea necesară, nu au competenții. Suferă la vot. Deci cine dorește să mai aibă un mandat, să aibă unul, încă unul, eu cred că se îngrijește un pic și de lucrul acesta. Eu cred că ar trebui, cred că ar trebui schimbată denumirea perioadei astea de la alegeri până la alegeri din, în mandat. Pentru, deci trebuie să găsim un alt termen în loc de mandat. Mandatele să rămână acolo unde este locul lor. Care, deci mandatele, la alte instituții. La alte instituții. Trebuie să găsim o altă denumire. Nu, eu am spus cum aș face eu, de exemplu, da? Pentru că altfel, dacă nu ți-ai pus oameni, ai venit cu un program, da? Ai câștigat alegerile, nu? Vii și oamenii așteaptă cam ce le-ai promis acolo, ce ai scris acolo. Ca să realizezi ce ai scris acolo, trebuie să ai oameni. Și dacă nu ai oameni de calitate, n-ai să faci. Oamenii pot fi păcăliți odată, de două ori, dar nu pot fi și avem exemple destule în sensul ăsta. Oameni care au pierdut alegerile, ei credeau că o să le câștige fără probleme, mizând pe faptul că oamenii uită repede, nu e chiar așa. Eu aici am alte... Dar nu-s bune experiențele. Că faci o experiență de 4 ani în administrație, nu merge bine administrația, suportă cine? Cetățenii, nu? Ei sunt cei care suportă direct. Ca și într-o școală. Domnul Obrejac, știți la fel ca de bine ca și mine, că la un moment dat aveam 2 directori la DGTS, da. Aveam 2 directori pe la nu știu ce societate de asfaltări, aveam 2 directori nu știu pe unde, am dat afară pe unul și am plătit salariul locuitorilor și pe l-am plătit și pe ălalt. S-a dovedit că a fost o măgărie făcută și nimeni n-a plătit decât tot noi. Da, astea adică, sunt alte aspecte, da, rezultate în urma unor decizii politice până la urmă. Rezultate în urma unor decizii politice. Și am avut și în învățământ, și foarte bine. Și în învățământ. Inspectorate care au funcționat cu 2 inspectori generali. Bine, s-au plătit acum, sume. Îmi aduc aminte când în Neam s-a înființat un post de inspector general adjunct în plus, numai ca să-i dea o păpică cuiva care nu mai avea funcție politică. Da. Și ni se spunea că e nevoie, după cum acum avem câte 2 subprefecți, că e nevoie, chiar dacă unul e decorativ. Adică trăim în țara tuturor posibilităților. Dar să revenim la învățământ. M-a șocat domnul ministru zilele astea, a mai dat o declarație. Nu mai știu să, dacă citez foarte exact, dar ideea era așa, că învățământul online este un fel de, cum zice SAS-ul, Dest-Nest. Adică SAS-ul, mă refer la SAS-ul din Ardeal. Da. Dest-Nest. Adică un fel de nimic. Da, probabil a folosit sintagma aceasta pentru a scoate în evidență, într-adevăr, unele consecințe. Și eu zic și la fel, destul de grave ale învățământului online în raport cu învățământul față în față. Și acum putem face o analiză de ce, într-un fel, învățământul acesta online, în unele, cel puțin în unele zone, în unele școli, în unele județii, n-a fost ceea ce trebuie. Și eu știu exact ce a fost la județul Neamț, sau am o imagine, spun, foarte corectă. În prima fază, toată lumea era concentrată pe ceea ce înseamnă necesitatea, utilitatea învățământului online. Mi-amintesc foarte bine. Toți erau concentrați pe echipamente. Orice întrebare se punea, câte tablete, câte laptopuri. Întrebările legate de ce facem cu aceste echipamente, cum le folosim, care sunt resursele pe care le folosim în procesul de învățare, au apărut mult mai târziu. Adică, cred că au apărut după 6-7 luni, abia la începerea anului școlar 2020-2021. Deci au fost probleme și trebuie să recunoaștem că, în afară de faptul că programele școlare n-au putut fi parcurse cum trebuie, nu s-a putut lucra
așa cum se lucrează clasic, față în față, au mai fost și alte consecințe și aici eu sunt de acord cu ce a spus domnul ministru. Sunt cele care vizează atitudinea profesorilor, elevilor, să vorbim și despre unii și despre alții. Asta s-a întâmplat. Sunt copii care au suferit un pic și la nivelul comportamentului psihoafectiv și chiar și unii profesori. Și știu din discuțiile pe care le-am avut. După cum, unii s-au obișnuit cu învățământul online, le-a fost mult mai la îndemână, inclusiv au avut ore suplimentare pe la anumite discipline. Haideți să ne gândim, discipline pentru care eu am tot respectul, ca sigur dezvoltarea personalității copilului, educația fizică, artele plastice. Asta cu educația fizică online e interesant, ca să spun așa. Da. Și mi-amintesc că s-au plătit toate orele... Alergatul pe după computer. Toate orele suplimentare s-au plătit atunci și nu au fost sume mici în perioada aceea. Și activitatea, eu nu vreau să o mai comentez pentru că sunt și eu cadru didactic, am, să spunem așa, o imagine bine conturată asupra ceea ce a însemnat învățământul online. Și a urmat cealaltă perioadă de analiză în care online nu a fost făcut praf. Deci, dacă ne uităm un pic și pe presa scrisă și pe emisiunile radio, TV, cei mai mulți au această constatare, că învățământul online a fost un eșec și se pare că parțial, cel puțin parțial, este adevărat, pentru că cam aceleași analize le găsim și în celelalte sisteme de învățământ din Europa. Am avut niște conferințe, videoconferințe organizate de minister anul trecut cu participare din țări din Uniunea Europeană, exact pe problema online-ului și am constatat atunci că și acolo, dar nu suntem noi aici doar o oază, cam aceleași probleme. Numai că unii s-au grăbit, au mers mai repede atunci cu dotările și probabil au avut mai mult timp să lucreze sau au avut pregătit pentru învățământul online, au avut resursele necesare. Pe noi ne-a prins descoperiți, fără bibliotecă virtuală. Asta vreau să vă spun. Domnul, citeam o știre zilele trecute. Da. Nici pentru anul viitor, nu avem bibliotecă virtuală, căcică licitații, căcică nu știu ce. Da, să fim serioși. Ce licitații? Nu trebuia decât ca câțiva purtători de genți de prin minister să fie adunați de un ministru responsabil sau de un secretar de stat responsabil. Am creat departamentul pentru biblioteca virtuală. Ia puneți voi mâna pe telefoane. Pentru digitalizarea învățământului. Da, strângeți voi nume de profesori de la toate județele, din toate județele, pe discipline și hai să facem niște lecții virtuale, le strângem, le analizăm, vedem ce e bun, ce e prost și îi dăm drumul. Toată vara asta, dacă profesorii ei ar fi fost plătiți pentru lucrul acesta, ce atâtea discuții că facem licitație, că cine s-a înscris la licitație și dacă ne uităm cine s-a înscris la licitație, o să observăm aceleași încrengături care există, de exemplu, în Ministerul Sănătății când se apropie o investiție. Fie pentru instrumentar medical, aparatură medicală sau pentru construcție. Dacă vărul locutare are firmă de proiectare la Iași și unchiusul este în direcția de investiții din minister, câștigă toate licitațiile. Așa e și aici, și cu manualele și cu toate prima astea. Prima problemă, într-adevăr, este cea a manualelor. Ele trebuie să fie în format electronic, în format digital, toate manualele. Asta e primul pas, pentru că manualul, vrem sau nu vrem, este până la urmă resursa numărul 1. Deci orice copil să aibă acces la manualul digital, dacă are echipament. Bineînțeles că manualul pe care îl ai pe suport hârtie, și mai ales la clasele mici, unde mai au și spații, pot lucra pe acele spații, sunt mult mai interesante, să spunem. Așa am făcut noi școala, poate așa de asta gândesc eu. Nu cred. Poate lor li se pare la clasele mici mai interesantă tableta.
să scrie pe tabletă, să deseneze pe tabletă. Da. Dar nu asta deci, este problema. Și doi, să avem problema de fond, resurse în raport cu programul. Problema de fond este că nu suntem organizați și suntem tot timpul în contratimp. Avem generația asta nouă care au început și au dat examen acum, n-au avut manuală niciun an. În niciun an. Că a fost pandemie, că n-a fost pandemie, birocrația din minister s-a simțit bine și în pandemie și înainte de pandemie. Se va simți bine și cred că tot timpul. Trebuie modificată și legislația. Aici, într-adevăr, la licitațiile acestea pe manuale sunt multe contestații care rostogolesc acel calendar și ne trezim când începe anul școlar fără manuale. Acum, la această oră la care discutăm noi, cele mai multe manuale au sosit. Noi avem comenzile făcute către editori. Și eu sper că mai avem totuși o lună de zile, ca într-adevăr pe 13 septembrie să avem asigurate manualele. În proporție de? Eu zic în proporție de 80-90%. Da. Și probabil imediat, într-o lună, după 13, să avem asigurate integral. Deci nu depinde numai de noi. Vă spun că e o problemă și la edituri. Sunt edituri care au câștigat, vă dați seama, și acoperă cu manualul respectiv toată țara. Probabil nici nu au întotdeauna capacitatea necesară. Nu există. Tipografiile lucrează că sunt în lipsă de clienți și de comenzi. Problema este să te duci cu ce trebuie și la timp. Asta nu este o problemă. Am mai fost atunci bolmojeala aceea cu editura didactică, o editură a statului și din câte am înțeles de în ultimii 2 ani, nici nu știu dacă editura didactică a mai lucrat și a mai avut contracte cu ministerul. Toate aceste perturbări s-au regăsit. Deci peste tot, noi lucrăm programa, normal ar trebui imediat să lucrăm și manualul. Au fost critici la un moment dat și eu am fost un critic al acestui aspect, anume cei care lucrau la programă lucrau în paralel și manualele. Apărea programa, dar manualul era și el făcut și când începea licitația, ei veneau cu manualul. Nu știu dacă a fost. Acum îmi dau seama că nu era poate chiar așa de rău. De ce? Pentru că atunci când schimb curiculum... Erau pe subiect. Da. Când schimb curiculum, normal trebuie să ai imediat și manualul. Anul acesta la ANOA, pentru că n-am mai schimbat planurile de învățământ, să spunem că într-un fel rezolvăm problema manualelor, deci mare parte sunt cele transferate. Am înțeles, da. Eu am făcut emisiuni cu dumneavoastră multe și am dat o groază de știri din învățământ. Când se apropie anul școlar, întotdeauna iese câte un oficial de la minister care spune așa: începând cu acest an școlar, vom reglementa situația claselor supraaglomerate de elevi. Nu vom mai accepta clase cu peste 30 de elevi, nici măcar pe pile. Nu vom așa. Anul acesta a fost în postura asta domnul Ion Sorin. Domnul secretar de stat de la învățământul preuniversitar. A rog. Deci, Ion Sorin, o funcție în minister, care ne-a spus așa, domnule, că de anul ăsta gata, zice, s-a terminat, că legea educației, Parlamentul a schimbat-o pe 20 august. E legea 185 care modifică legea 1, într-adevăr, și acolo s-au modificat efectivele. Ea se aplică acum și așa cred că e și normal, doar pentru clasele de început. Ne referim la clasa pregătitoare, la clasa a 5-a și la clasele... la liceu și școală profesională. Și ținem și noi cont. Deci haideți să vedem. La clasa, la grupa mică, da? Sau care e prima? Pregătitoare. Nu, câți copii la pot? La clasa pregătitoare cred că sunt 20. Nu mă, deci maxim 20. Înșel, da, și se poate... Până în 23. Da, cu poate, 3 copii. Da, poate fi. Nu 24, că așa spune domnul. Mai sunt copii cu CES. Unde e cu CES 1, practic se dublează. Deci dacă e 1, e ca și cum ar fi 2. Da? Dar problema nu este asta. N-ar trebui să fie mai puțin, dar acolo că sunt probleme este mai multe. Dacă la o școală, să dau aleatoriu, școala X, da, am 80 de copii, da, sau 75 de copii.
s-ar putea ca cei 75 să-i repartizeze în trei clase, direct, da? Corect, da? Dar dacă am, să spunem, 90 de copii pentru 4 clase, că atât am cerut eu în planul de școlarizare, o să depășesc un pic la fiecare clasă. Problema este, de exemplu, în rural. Ce fac dacă am la o școală 30 de copii? Fac două clase de câte 15 sau una de... În mod normal ar trebui să faci două clase de câte 15. Și noi o să aprobăm. Dar în mediul rural, dacă ai 30 de copii, știi sigur că 10 nu sunt înscriși așa. Da, mai e și problema aceasta, că nu frecventează toți, dar noi avem deschidere acum și aprobăm. Deci acolo unde avem situații de genul acesta, vom aproba în spiritul legii 185. Facem lucrul acesta, am aprobat inclusiv înființarea de grupe la grădiniță cu program prelungit și în rural. Pentru că mi se pare normal, sunt comune în jurul orașelor și acolo lucrează în oraș, au program până la 6-7 și copilul trebuie să fie supravegheat, trebuie să fie într-o instituție. Și aprobăm grupe de program prelungit în comunii care sunt în zona limitrofă orașelor. Am aprobat, cred că la, o să aprobăm acum, la Cordun Roman, au cerut, cred că la Tașca, nu mai mi-amintesc exact. Și o să aprobăm și aici modificarea planului de rețea, acolo unde, într-adevăr, nu putem constitui clasele cât mai aproape de ceea ce înseamnă legea 185. Ideea este, care e indicația de la minister? Să depășiți numărul sau să faceți clase cât mai elastice, adică în care se poate face școală? Adică dacă am 18 copii, o fracție de 18 copii pot să fac o clasă? Fac clasa, da. Până unde pot merge? Până în 15? Acum nu mai știu limita minimă aici, nu fie mai puțin de 10, cred că e la asta, la pregătitoare, da? Ce se întâmplă? Noi am transmis la minister, chiar ieri am transmis normele. Deci e întrebarea aceasta care se pune deseori, câte norme sunt în județul Neamț. Și ne încadrăm. Deci avem la învățământul de masă plus special, deci tot ce înseamnă norme didactice, 5.019 norme. 5.019 norme. Da, la anul didactica trecut, cum am auxiliar. Păi ăstea sunt pe care le-am avut în fila de normale și suntem în fila de normale, chiar sub, da? Deci avem acolo o rezervă încât putem rezolva probleme punctuale din genul acesta, da? Așa. Ne-au venit, cred că, de la Petrican o solicitare. A mai venit o solicitare, nu știu, de aici, din zona Borlești, Ruseni. Deci astea la sunt personal din... nedidactic auxiliar 850 și la nedidactic 1423, deci e un total de 7292 de norme pe Inspectoratul Neamț. Nu se regăsesc aici normele de la inspectorat și conexe, da? Deci care avem 850 nedidactic auxiliar și... Și nedidactic 1423 de norme. Ce înseamnă, mai spuneți o dată, nedidacticul? Nedidactic înseamnă muncitori, îngrijitori, da? Și nedidactic auxiliar? Nu, ăla e didactic. Didactic auxiliar, didactic, pardon. Didactic auxiliar, secretari, contabili, bibliotecari, administratori financiari, administratori de patrimoniu. Și de ce sunt ei didactici? Sindicatele, cred că poate să răspundă la asta. De ce sunt didactici? Că eu tot nu înțeleg. Să vedeți o contradicție, cei din inspectoratul școlar, care nu sunt personal didactic, deci mă refer toți cei care nu sunt inspectori, da, nu au statutul de personal didactic auxiliar și ei sunt consilieri, consilier 1, 2, un secretar, de exemplu, de la inspectoratul școlar sau un contabil nu poate lua gradații de merit la inspectoratul școlar. Eu nu înțeleg, adică... Pe când un contabil dintr-o școală poate aplica și ia gradație de merit. Da? Sunt lucruri care nici eu nu le înțeleg sau nu le înțeleg. Le înțeleg, ele arată așa ca urmare a mișcării sindicale. Asta s-a întâmplat în timp, s-a dorit mult să această categorie de personal să aibă acest statut pentru a beneficia
de anumite lucruri, exact ca și personalul didactic. Bun, da? Acum explicați-mi un pic raportul ăsta. Că mai sunt, de exemplu, și la sindicate. Există prin ordin de ministru, n-am văzut la județul Neamț, nu știu direct acum, dar am văzut prin ordin de ministru, s-au aprobat, de exemplu, acele degrevări de norme pentru sindicate, reprezentanții sindicatelor, sunt cei care la ce nivel? Apar. Cei din funcții așa sau și în școli? Nu, în școli nu. Nu, dar deci sunt, funcții. Da. Dar sunt destule norme. Că cred că la nivel național sunt peste 100 de norme. Păi înseamnă... Deci, păi nu, mă gândeam acum. Care sunt degrevați, culmea e că sunt oameni, sunt oameni foarte buni. Dacă au ajuns în sindicate, sunt și profesori foarte buni. Da. Da. Dar spuneți-mi și mie, raportul ăsta de aproape jumătate de personal didactic auxiliar, tot nedidactic și nedidacticul, este ok? Păi avem 1423. 2000 și un pic, da. Păi da, și avem 5000 de norme, da, în învățământ. Da. Deci avem peste jumătate, da, raportul, da, este peste jumătate personal nedidactic, haideți ca să nu ne mai ascundem, da, după sindicate. Suntem încărcați un pic în mediul urban și aici mi s-a mie atras, mi se pare destul de mult. Mi s-a atras mie atenția, deci mă refer la didacticul auxiliar și nedidactic. În mediul urban, într-adevăr, există o încărcare, pentru că se face un raport al acestor categorii de personal la numărul de elevi. Și din păcate nu stăm prea bine. Și aici încercăm acum să reglăm și atunci când se eliberează un post prin pensionare, prin demisie, înainte de a organiza concursul, i-am invitat pe colegii directori la o discuție să vedem exact dacă se justifică să-l ocupăm mai departe prin concurs. Pentru că nu trebuie să ascundem un lucru și... Îl știm cu toții, nu vrem să-l vedem uneori, că și învățământul a devenit, spunem direct, un loc de refugiu pentru anumite persoane, da, din afara învățământului. Eu aștept cu nerăbdare ziua posturile când... didactice sunt posturi didactice. Copiii trebuie să aibă educatoare, învățător, învățătoare, profesor la clasă. Dar aici, în zona aceasta, și am spus în primul rând în urban, pentru că în rural, de exemplu, la o școală cu 600 de copii, cu 2-3 structuri. Acolo dacă am, de exemplu, un secretar, un contabil și 4 muncitori, 4-5 îngrijitoare acolo, deci 5 care înseamnă și îngrijitoare și muncitori, nu este mult. Și în rural chiar nu au o viață simplă, pentru că sunt mulți pe combustibil solid, au de făcut focul, trebuie să le facă dimineața. Trebuie să aibă de la anul nu va mai fi problemă, că intră gazul. De la anul... În toată acum, România. Acum noi avem puține școli. Acum avem gaze în România, dar de la anul va mai gaz metan. La județul Neamț, majoritatea școlilor au centrale termice, acum au centrale pe gaz, nu, au și pe combustibil. Revenind, solid. Procentul mie mi se pare destul, da, de mare. E o remarcă, s-a făcut-o corect, e și remarca Ministerului. Acum noi am mai echilibrat la județul Neamț, aveam un unitate școlară, unde aveam la 1200 de copii, 80 de persoane angajate așa. Până, eu n-am nimic împotrivă dacă deci persoanele didactic, astea... didactic, auxiliar și nedidactic... 80. 80 este enorm, pentru că nu pot justifica ce fac prin fișa postului și... Dar acolo directorul a rămas, probabil, director tot timpul. Directorul care este duce în urmă și are și el dreptate. A preluat de la alt director... Și aici eu nu cred că toate acele normări s-au făcut chiar fără avizul Ministerului acum cu ani în urmă. Vine greu să cred. Domnul general, avizul Ministerului se obține în două feluri. Nu al Ministerului ca instituție, ci a unor oameni din Minister, da, cu care ai legătură. Da. Eu țin minte cum s-au înființat niște clase în Neamț. Te trezeai la un liceu de... Acum nu vreau să dau nume, că deja zice lumea că am ceva cu niște... licee, un liceu, te trezeai cu o clasă care nu avea nicio legătură cu profilul liceului acolo și când întrebai, zicei, dar cum s-a putut? La inspectorat întrebai. Păi știți, ministerul pe la dumneavoastră n-a trecut? Nu că doamna s-a dus direct la minister, domnul s-a dus direct la minister. Da, s-au practicat lucruri de genul acesta, așa cum de când sunt eu, cineva m-a ocolit. Tot așa am mers printr-un fost ministru la doamna ministru și n-a procedat corect.
atunci când am fost puși în situația să redimensionăm planul de rețea, pentru că nu sunt copii. Noi nu am tăiat clase, n-am putut constitui clase, n-am avut din ce, n-am avut elevi. Și e o problemă foarte importantă aceasta, dacă în continuare o să gândim planuri de școlarizare pentru a conserva posturi, norme, mă refer la cele didactice, nu va fi bine. Și mă refer aici la acele unități școlare de la filiera vocațională, de la filiera tehnologică, pentru că avem experiența admiterii acum. Dacă luăm exact locurile care au rămas libere, unde au rămas? La unele unități de la învățământul vocațional. Înseamnă că nu mai există interes acolo, da? La seminarii, la, da? Dacă tu ai propus un plan de 28 sau la admitere ai avut numai 10 copii, nu putem merge așa. E o generație fără voce. Da. Și nu poate... Sau introduc o specializare numai pentru că am eu un inginer acolo care are specializarea respectivă. Eu am spus asta și în comitetul ăsta local pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. Unii probabil s-au supărat. Probabil și unii din școli nu sunt de acord cu așa ceva, adică să venim cu plan de școlarizare numai pentru a rezolva probleme de încadrare sau unele școli să vin cu curiculum la decizia școlii numai ca să rezolv niște probleme de încadrare. Adică hai să vin cu disciplinele pe care le doresc copiii, le doresc părinții. Da? Da, dar știți cum se face asta cu disciplinele care doresc părinții și copiii? Este chemat șeful comitetului de părinți sau mă rog și se spune, știți, noi avem următoarele cursuri opționale pe care le putem face. Matematică, română, astro, nu știu, așa, sport de masă, sport de casă și zice, asta putem, dumneavoastră, care doriți să alegeți dintre astea? Știți, gândiți-vă totuși că la matematică copiii trebuie să facă niște ore suplimentare. Da, și să dăm la matematică, da. Sau la fizică, sau la chimie, sau la, așa mă rog. Este, așa deci, este. Când punem la punct sistemul ăsta, pe acel segment, ca părinții, de exemplu, sunt școli în județul ăsta care au copii, sunt mulțumiți că au copii și fac 3, 4, 5 clase pe așa, nu au nimic atractiv în școală pentru copii. Nu au nimic atractiv. Școala respectivă are, de exemplu, profesori de matematică. Odată nu s-au dus la un concurs, niciodată. N-au niciun fel de rezultat, în schimb, au copii la pregătire. Dar cum fac? Și pregătesc unii la alții. Ca să nu... Asta e poveste veche. Păi e poveste veche. Dar eu acolo directorul l-aș întreba, mătăluță, ce ai gândit? Apropo, există vreun plan pentru învățământul ăsta nemțean pentru următorii 5-10 ani? Există, cum se chemau astea, doamne, iartă-mă, la Consiliul Județean, comitete de, sau cum se chema, cineva să înșoptească, pe cultură, învățământ, nu știu cum se chemau, comisii da. Cu cei mai potenți intelectuali oameni din domeniu. Da. În momentul acesta avem de la nivel de județ, de la nivel de municipii, niște planuri coerente de viitor sau stăm și facem de la an la an? Adică a venit, de exemplu, domnul Carabelea, care este nou primar acum, și a zis, domnilor consilieri locali, domnilor responsabili din toate partidele, noi pentru învățământ pe următorii 15 ani, cam atât asta un primar. 15 ani își face el planurile, așa? 12, pardon. Ca să nu vorbim de fracții. La așa, că alea de obicei se întrerup obligatoriu. Da? Cam asta vrem noi să facem. Adică să creăm asta, să ne gândim ce facem cu forestierul, că trăim aici, cade pădurea peste noi, la propriu cade cu tot cu Cozla, dar asta e altă poveste. Sau să vină domnul Achiriloae, da, de la, Roman. De la Roman, sau să vină cineva, sau să vină domnul Arsene, care este recunoscut pentru apetența sa pentru
procesul didactic, la fel ca și pentru turism, și să spună, eu vorbesc de turismul nemțean, da, nu de turismul administrativ. Da, Piatra Neamț, București sau alte. Are în subordine doar... Nu. Să vină cu o viziune. Da. Cu o viziune. Din păcate, avem așa nu ceva? Există astfel de politici publice la nivelul comunităților locale și din cauza acestui lucru și asistăm la improvizații an de an. Pentru că aici rezultatele nu apar imediat. O măsură luată la nivelul administrației locale privind învățământul și arată rezultatele după 5 ani, după 10 ani. Tocmai de aceea trebuie gândită o strategie, asta este părerea mea, și trebuie implicați mai mulți oameni și din învățământ și din administrații. Asta ar fi un prim pas. Și doi, să nu fie doar un document, suntem artiști, maestri, la a scrie documente, le-am dat deoparte, sunt la da, avem strategii, dar nu există după aceea acele planuri de acțiune, să le zicem, prin care strategia aceea să fie pusă în mișcare cu termene, cu indicatori. Și în strânsă legătură cu strategia de dezvoltare a județului, da, a municipiului. Strategia națională după aceea. Să nu ne trezim cu belele după aceea, că nu avem ce face. Așa e simplu. Avem licențiați și nu avem ce să le oferim. Da. Pregătim personal, nu avem posturi și pe bună dreptate. Și ajungem la următoarea situație. Ajungem la următoarea situație. Citeam o știre și mă îngrozeam. Construim o creșă, nu avem copii. 4 milioane de români rezidenți oficial, da, în Italia, Marea Britanie, Spania și Germania. Știți care e media de vârstă? Păi 38 de ani. Da, da. Acolo și-au întemeiat familii, copiii sunt acolo. Unii se întorc în țară. Aia care nu reușesc. Cei care nu reușesc, cei care nu reușesc. Cu copiii aici, îi integrăm în sistemul de învățământ, procedurile sunt acum simplificate, dar e ceva trist, adică populația României este nu cumva din cauza lipsei de absolut, da, planuri de, da, dezvoltare, da, coerente. Dacă oamenii ar vedea că se mișcă totuși câte ceva de la un an la altul, atunci ușor poate am, că e un exod până la urmă, ca să folosim un termen. Nu că batem Siria, domne, unde e război. Dur, nu? Un termen deci, dur. Deci, oamenii întotdeauna vor merge acolo unde le este mai bine lor și familiilor lor. Asta este. Și fac și acolo școală, da? Atunci să le creăm condiții aici, ușor, ușor să nu mai plece, să rămână aici, pentru că e una dintre problemele majore aceasta. Dar să le creăm condiții, dar să nu votăm în Consiliul Local, de exemplu, să aprobăm o sală cu mese de tenis la un liceu, când lucrul ăsta, Doamne iartă-mă, ar trebui să fie firesc, să ai așa, să aprobăm în Consiliul Local lucruri fundamentale pentru învățământul ăsta nemțean. Da, și asta cu sala de tenis să fie la nivelul școlii, să poate lua decizii acolo, autonomie. Deci este râsul, da, lumii. Ne facem de râs și mai și creăm scandaluri în jurul acestei, da, istorice decizii să aprobi ca o sală de sport să fie la subsol, da, și faci un milion de acte da, să se poată juca tenis de masă. Sau înființarea unui chioșc alimentar. Un chioșc alimentar. Și îi vezi pe domnii consilieri foarte încrâncenați, da, pe chestia asta. Era adică discuția aceea cu aparatele care îi livrează un sandwich, o băutură. Că dacă e băutură, păi aia e altceva, este o lege, cine nu o respectă, doamne, să răspundă. Doamne, să sparie gândul. Și îți vine să spui, unde mai sunt locuri în țările astea? Dar știți ce e mai grav? Când o să înceapă exodul în URSS, pardon, în Rusia. Da, nu, sper să nu. Eu zic să nu folosiți vorbe mari, că exodul în zona aia poate fi voluntar sau altfel. Da. Domnul general, ce șanse avem să avem un an școlar normal la an? Îmi vine greu să spun, dacă ne uităm pe cifre, eu m-am uitat pe cifre zilele acestea și am comparat un pic cu ce era anul trecut, exact în aceeași perioadă. Acum cred că suntem undeva cam la 400 de cazuri de infectare. Și anul zece cât erau?
Și anul trecut eram peste 1000 la timpul acesta. Pe țară. Pe țară. Asta îmi dă un pic de gând. Da, de dar noi suntem obișnuiți să depășim planul în ultimele zile. Dar lumea este mult mai agitată față de anul trecut. Adică a plecat, văd că au mers foarte, foarte mulți afară. Văd că e Grecia, oricum, e Italia. Eu sunt convins că nu vom avea restricții. Că sunt cu tremure, lumea circulă. Eu sunt convins că nu vom avea restricții până când lucrurile se vor rezolva la capitală. După aceea, adică de acolo vine lumina, despre ce vorbim. Da. După ce învățământ, măsurile rămân, cele de anul trecut rămân în vigoare. Adică nu e o problemă. În momentul în care... Avem cadrul legislativ. Deci cadrul este... Dar vreau să vă spun un lucru. Am lucrat foarte bine cu instituția prefectului și acolo unde am fost la limită, am fost întotdeauna pentru prezența copiilor și profesorilor în școală și așa o să facem în continuare. Pentru că asta își doresc și cei mai mulți părinți. Sunt și părinți care doresc online, sunt copii care doresc online, dar și aici nu sunt de acord și mai ales la clasele terminale cu prezența la cursuri, cu prezența la cursuri față în față. Deci la curs nu ești prezent, profesorul mai ales în semestrul al doilea la clasele terminale, dar în schimb mergi la pregătire, la învățământul paralel. E un lucru care, după mine, treptat trebuie să dispară. Asta înseamnă să cultivăm mai mult interesul pentru școală, pentru ceea ce se întâmplă în școală. Și atunci profesorul se duce la clasă cu cele mai bune intenții. Se pregătește și vede în sală că are 5-6 elevi din 30, nu vin la clasă, în schimb fac meditații, nu fac pregătire. Și atunci, vedeți, familiile investesc bani, duc banii în pregătire, statul duce bani în sala de curs că plătește profesori. E o problemă aceasta și e cultivată, din păcate, chiar de jos și până sus, până la clasa a 12. Eu am hotărât să încheiem aici emisiunea pentru că atingeți lucruri extrem de delicate. Glumesc. Și vreau să vă gândiți la următorul fapt, la următorul lucru pentru emisiunea de data viitoare. În perioada pandemiei, ați auzit de vreo instituție școlară, de vreo inițiativă a unui liceu, chiar un liceu de profil, care să facă vreun concurs de, nu știu, cum se cheamă, domnule, Counter-Strike sau cum se cheamă, între elevi? Au mai existat și o să încerc. Eu nu vorbesc de cele de robotică. Nu numai, au existat. Adică să încercăm să diversificăm activitatea. Înainte se făcea cupa școlii la tenis de masă, tenis de câmp, fotbal, basket, unde mai erau coșuri de aruncat. Acum... Din păcate, anul trecut și anul acesta, din calendarul sportiv, să spunem, național... Da, dar un concurs de șah nu online, nimic, dar un concurs de șah se putea... Adevărat. Apropo, șahul mai este materie de învățământ? Nu, șahul n-a fost, se dorește era, să fie... Dar era ce era? Că la un moment dat... Nu, șahul în cadrul orilor de educație fizică, așa practicam și noi când eram... Nu, la un moment dat s-a discutat să introducem șahul. Există un act normativ cu introducerea șahului ca disciplină opțională. Câte școli au de la noi șahul? Poftim? Câți au șahul? Nu, șahul, eu vă spun, se joacă la Petru Rareș, pentru că e un profesor de educație fizică care e foarte implicat. Merge cu elevii la competiții, e înscrie, prin pauze joacă copiii șac și e foarte bine. Foarte fain. Foarte bine. Fain. Din păcate, nu se întâmplă și nu este bine. Șacul reprezintă un joc, o disciplină mă gândeam așa, care știți, dezvoltă mult capacitățile de creații creative. Eu aș introduce... Șacul presupune... Și imaginație. Și imaginație, strategie. Strategie. Eu aș impune șahul. Pentru că atunci spunem așa, domne, matematica o predăm la clasă, deci facem probleme, am exerciții. Dar ea încearcă tu, de exemplu, nouă strategie în șah, să o analizezi prin prisma matematicii, a calculului matematic. Eu aș introduce obligatoriu o jumătate de oră de șah
în administrația publică locală ca să poată gândi strategii și o oră de șah înainte de ședințele de comisii ale consiliilor locale. Ca să vedem cine sunt ăia care iau bătaie tot timpul la șah. Știți cum e? Deschiderea ca deschiderea, dar la închidere trebuie să știi să te descurci. Absolut. Să știi când să ceri și remiză. Ne oprim aici. Vă dorim cele bune, numai mulțumim, bine. Mulțumim și noi, numai bine.